Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Andysaurus Rex. Poate că am împins cam mult lucrurile în ultima mea farsă pe care am făcut-o. Sigur că a debutat nevinovată, dar nu așa începoare toate. O, deșteptule! Până o să aștept să apară o farsă de proporții uriașe, trebuie să mă mențin cu farse mai mici, doar așa să nu-mi ies din mână. Vechiul păianjen de plastic. Foarte bună, Andy! M-am săturat de fratele ăsta, mamă. Întotdeauna face farsele astea prostești. Haide, Jen! Nu poți să înțelegi că era o mică glumă? Andy! Asta este revista mea, Extravaganța. Nu e o farsă foarte mare, e una dintre farsele pe care trebuie să le fac să mă mențin în formă. Tot ce trebuie să fac este să lipesc etichete. Mama! Sunt furnici în sertarul meu de desuri! Și acum, de exemplu, trebuie să ajung mai devreme la școală. Câteodată, maestrul farselor trebuie să mai facă și sacrificii. Domnul de Roza va fi foarte încântat să audă că echipa lui a auzit că are abonament la mișcarea Rap Dance. Dar domnul Hotchkiss n-ar trebui să fie foarte invidios, mai ales cu fascinația sa față de revista Decorarea Prăjiturilor. Peter Lick, 550 Summerview, East Geekle, Alberta, revista păpușilor. Și Andrew Leach, jurnalul de balet. Ha, tocmai când credeai că-l cunoști, nu? Și iată cireașa de pe tort. Mi-am pus numele și adresa pe revista lunară Salvați Pui de Balenă. Mă va ajuta să-i arăt lui Lori partea mea sensibilă și oricărei alte fete care s-o vadă la toaletă. Lori o să se întâlnească cu mine în fiecare după amiază timp de 2 săptămâni. Wow, cum ai făcut asta? Lucrăm împreună la proiectul cu dinozauri. Mâine este excursia arheologică. Brontozauri au o singură pereche până la moarte. Halozaurilor le plac plimbările lungi, romantice, în seriile răcoroase de vară, să știi. Edafozaurii întotdeauna închid ochii când se sărută. Brachiozaurii obișnuiau să stea în fața focului cu partenerul și să asculte discuri cu Leonard Cohen. O să rămână lipită de mine după ce o să ne spunem cuvinte pasionale de paleontologie, prietene. Hei, Lick, am auzit că ai o colecție de păpuși. Cum? Nu e adevărat! Păpuși, asta e, știi, amuzant. N-aș râde în locul tău. Am auzit că ai abonament la jurnalul de balet. Sigur arăți foarte bine în colanți. Ai început de vreme astăzi. Am aici rezultatele de la testul de arheologie. Un 10? Plus 9. Minus 10. Plus 9, perfect. Un 5, super. Hei, un 7. Am luat nota 7. Asta chiar mi-a ridicat, știi, nivelul. Trebuie să fie o greșeală. Nici o greșeală. N-ai avut decât 2 răspunsuri corecte. De când mă știu, în școala asta n-am văzut așa ceva într-un test grilă. Lick și Leach au făcut mai bine ca mine? Cred că am făcut o socoteală foarte proastă. Am găsit răspunsurile la testul de arheologie al domnului Hotchkiss în computerul bibliotecii, accidental, din momentul în care am trecut de parolă. Dar trebuie să fi fost testul de anul trecut, chiar și așa. Cum e posibil să fi făcut mai rău decât Lick și Leach? Intră, profesore, intră! Clasă, vreau să vi-l prezint pe profesorul Livingston. Situl arheologic pe care îl vom vizita este al dânsului. Sunt sigur că mâine vor fi mult mai entuziaști, profesore. Oh,
De ce ei trebuie să fie diferiți de ceilalți? În ultimii ani, oamenii au auzit atâtea despre dinozauri încât s-au săturat. Nici măcar nu mai pot atrage atenția ziarelor. Ceea ce aveți nevoie este o ceașcă de cacao fierbinte. Numai două, nu? Chiar dacă puneai numai varianta C, de sus până jos, și tot aveai o medie de 20% corectă. Trebuia să copieze de la Lic. Auci! Cred că a durut rău. Da, Danny, este umilitor. Dar ceea ce mă interesează acum este că o să-mi fac proiectul cu dinozauri împreună cu Lori pentru 2 săptămâni glorioase după școală. Oh, Andy, proiectul cu dinozauri îl voi face cu Jervis. Cu Jervis? Nu pot să lucrez cu cineva care a făcut mai rău la test decât Lick și Leach. Îmi poate scădea mult media și dacă pierd titlul de onoare, îmi pare rău. Oh. Revinu-ți, o să facem proiectul împreună. Mersi, dar nu. Nu uita regula noastră, Danny. Noi facem echipă numai cu creierele muncitoare, dar naive, prietene. Ce e asta? Nu e rău. Mersi, îmi ușurează durerea pe care mi-a provocat-o Lori, respingându-mă pentru că am picat testul. Asta e puștul care a știut a doua răspunsuri la un test grilă? Ha, 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 ce te întâlnă? Știi? Leci, cu mine n-am făcut niciodată atât de rău la un test de-a lui Hutchins. Ești ca știi... cel mai caragios tip din istorie. Toată nebunia asta cu testul îmi face să-mi scadă reputația de farsă. Dar ceea ce mă enervează cel mai tare e că Lori crede că am un IQ al unei fosile. De data asta trebuie să fac ceva să fiu genial. Cum ar fi? Încă nu știu, dar trebuie să fie mama farselor. Aha, am găsit. Îți trebuie alifie pentru asta? Asta ar putea fi cea mai tare idee pe care am avut-o vreodată, prietene. Nu mă mai ține în suspans, ce este? Dacă mâine, în excursia pe teren, eu, Andy Larkin, fac o descoperire nemaipomenită. Cea mai mare descoperire arheologică a mileniului. Lori o să mă implore să facă proiectul cu mine. Voi fi un erou, nu un zero. Wow, sună foarte ambițios, dar ce o să descoperi? O replică a osului acestei găini. Dinozaurii n-ar trebui să fie mari? Osul ăsta o să fie de 1000 de ori mai mare decât este acum. Ne vedem la bibliotecă după școală. Am înțeles. Uită de mama farselor. Va fi străbunica bunicii mamei farselor dinozaurilor. Bun, gata. Coordonatele sunt tridimensionale. Bun, un centimetru în calculator este egal cu 50 de centimetri? Minunat! Haide, nu avem foarte mult timp. Gipsul arată exact așa cum trebuie. Acum hai să scoatem asta de aici. Prinde capătul. Oh, ai grijă, Danny, odată ce ieșim nu mai avem cum să intrăm. Dacă stricăm asta, suntem duși. Lick și Leach. Repede după colț. Nu, nu se poate, nu pot să cred. Upsi, ce ne facem acum? Trebuie să trecem la planul B. Și știu la ce te gândești, care este planul B, nu? Exact. Care e planul B? Încă nu știu, dar fiecare farsăr știe că trebuie să fie și un plan B. Cum de n-ai izbutit să faci nimic la test? Vreau să-mi schimb numele. De ce n-ai învățat nimic? Dar am învățat. M-am uitat la Jurassic Parking, partea a doua. Ei, de fapt, era varianta de joc pe calculator. Pentru binele tău, sper că există un rai al celor ca tine. Mama și tata s-au dus la un film și pentru că tu ai stat până târziu la școală, ceva ce mi se pare de necrezut, ți-au lăsat bani pentru pizza pe masă. Deșteptule! N-ai găsit încă planul B?
Eu deja sunt pregătit pentru planul B-. Yeah, maș! Exact ce ne trebuia ca să ne pornească din nou mințile. Bucătarul a avut liber în seara asta, așa că v-am făcut eu pizza. Dar asta e foarte tare, crusta. Un simplu mulțumesc era suficient. Maș, ești un geniu al gătitului, un bucătar extraordinar. A, zi și tu așa. Cred că mi-am spart un dinte. E timpul pentru planul B. E tare ca piatra. Da, sau ca o fosilă. Bună treabă, Maș. Acum vreau să-mi faci o mică favoare. Frate, de ce te las mereu să mă bagi în treburi de-astea? Relaxează-te, Maș. Săpăturile sunt exact după colț. Asta o să fie cea mai mare farsă a mea. Da, National Tribune, sunt Ronald Arkinshuti, asistentul de presă al ministerului. Vreau să neg oficial toate zvonurile cum că primul ministru o să viziteze astăzi situl arheologic al doctorului Livingstone. Da, exact astăzi nu o să se întâlnească cu elevii de la East Geekle în acel loc, credeți-mă! Bixley, ia-ți camera și hai să mergem! Să recunoaștem, presa crede întotdeauna opusul a ceea ce tu le spui. Descoperirea mea o să fie o știre de pe prima pagină. Oare de ce arăți atât de mulțumit de tine? Iar pui tu ceva la cale? Nici vorbă, surioară. Cinciul de ieri și toată umilința care a venit după a fost o experiență groasnică. Am hotărât ceva. Am terminat cu farsele? Numai cu cele de dimensiunea unui T-Rex nu am terminat. Chiar trebuie să fie toți copiii ăștia aici care calcă peste tot și ne dau situl peste cap? Mă bucur că măcar cineva își mai arată interesul. Și oricum, puțină publicitate nu strică. Domnule De Rosa, bun venit la ultimul nostru proiect de paleontologie. Hei, Einstein! Ai grijă să nu te pierzi! Eu și Culici ne gândeam că putem să-ți dăm meditații până la următorul test. Nu o să mai râdă când o să vadă descoperirea arheologică a secolului pe care am să o fac. Lori, am observat o formațiune de pământ neregulată care poate indica niște, nu știu, e foarte ciudat, este niște... Uite, chiar aici, pământ, simți? Știți, simțul meu necultivat spune că exact aici de desubt ar putea fi un depozit de fosile. Hei, dar este ceva aici. Poate că e doar o piatră. Dar nu, poate că e mai mare. Poate fi... Andy, chiar ai găsit ceva. Este o fosilă. Hei, Andy, a găsit o fosilă. Danny, ai cumva peria mea pentru fosile? Credeți că poate fi din era jurasică sau mezozoică? Uimitor cât de multe poți învăța de la un joc. Oh, doamne! Osul ăsta e într-o condiție foarte bună. Cine a făcut descoperirea asta nemaipomenită? Andy a făcut-o. Foarte bine, băiete. Știi că unii arheologi nu găsesc așa ceva o viață întreagă pe teren? S-ar putea să ai un dar, sigur. Ai un dar mare, băiete. Am un dar. Darul de a fi cel mai mare maestru al farselor din întreaga lume. Muzeul al Marilor Farsări, păstrați-vă un colț pentru Andy Larkin. Ai văzut cum m-a privit Lori? Oh! Extraordinar! Și acum una cu voi doi, profesore. Nota, vă rog! Vreau să spun că în numele tânărului domn Larkin și a descoperirii lui nemaipomenite, institutul meu contribuie cu $10,000 pentru departamentul de științe din cadrul școlii East Geekle. Pentru momentele astea trăiesc mari farsări. Am triumfat! Mâine dimineață sunteți cu toți invitați la Institutul de Paleontologie. Acolo fosila va fi supusă unui test de ADN pentru a-i atesta autenticitatea. Un test de ADN?
E groaznic. Școala nu o să primească cei 10.000 de dolari și de rozau să mă omoare. Și nu repede, ci încet. Detenție după detenție. O să decad de la erou la zero. Sunt blestemat. În mai puțin de o oră o să film la Institutul de Paleontologie și încă nu am găsit o cale să scap de toată încurcătura asta. Sunt terminat. Aș putea foarte bine să mă mut la Yellowknife. Sunt de acord cu tine. Trebuie să existe o cale. Încearcă să-ți sune agentul de călătorii. Nu, vreau să spun că trebuie să fie o cale ca să le pun o perdea peste ochi. Trebuie să am încredere în forța farsărului. Și dacă nu merge? Atunci o să verific zborurile spre Yellowknife. Și sper că o să mai prind un loc la fereastră. Bravo, Larkin! Da, genial! Mulțumesc, mulțumesc! Când o să fiu bogat și celebru, nu am să vă uit. De asemenea, pot să mă scald în razele gloriei cât se mai poate. Doamne, Andy, când mă gândesc că am stat exact lângă tine când ai făcut marea descoperire... Lori, fără tine nu ar fi fost posibil. Serios? Wow! Și știu că vrei să salvezi pui de balenă. Și eu la fel. Deci, Larkin, rap-ul e un dans foarte frumos, nu? Nu știu despre ce vorbiți, domnule. Stai liniștit, Larkin. Vroiam să spun ce glumă inteligentă ai făcut. Foarte amuzantă. Știi, aș fi foarte supărat dacă n-ai fi fost o bucurie ca elev pentru școala noastră. Bucurie ca elev? Bleah! Îmi plăcea mai mult când de rost am aura. S-ar putea să primești ceea ce-ți dorești, dacă nu vii cu un plan genial. Deci, te-ai gândit la ceva? Nu, totul e alb în capul meu. Evrica! Ce vrei să spui? M-am spălat de dimineață. Privește, locul ăsta este plin de fosile, așa că or să facă un test real pe un os de dinozaur. Și ce ai de gând să faci? Ce o să facem noi, prietene? Zi, l-ai luat? Sigur că da. Operațiunea diversiune a mers perfect. Nu credeam că te poți preface așa de bine. M-am săturat. Tot stresul ăsta mă doboară. Bun, iar acum operațiunea diversiune a partea a doua. Aha, asta este computerul care citește ADN-ul din osul dinozaurului? Ei, nu e o matriță de napolitane. Este unul dintre modelele alea japoneze noi? Nu, l-am avut pe acela câțiva ani de zile. Fascinant! Ei, Danny, hai să nu-i mai răpim din timpul foarte valoros al prietenului nostru. Și acum programul nostru, folosind dimensiunile osului, o să creeze un proiect de reconstrucție al dinozaurului, al modului în care arăta această creatură. Este impresionant. Arată ca o găină obișnuită, dar combinată cu șopârlă și mult mai înaltă. Asta dovedește că odată găinile au condus pământul. Doamnelor și domnilor, asistentul meu a verificat echipamentul nostru pentru ADN cu un os autentic dintre specimenele pe care le avem și s-a confirmat că totul funcționează perfect. Acum o să înlocuiesc osul de probă cu o parte din fosila descoperită ieri. Oh, nu! E un dezastru! Trebuie oprită analiza ADN-ului. Trebuie să scot mașinăria asta din priză. Larkin, încercai să faci plecăciuni de unul singur? Fără mine nu se poate. Au venit rezultatele. Fosila asta împarte ADN-ul cu parmezanul și oregano. Despre ce vorbești? Despre ce vorbești? Un moment, vă rog, mai sunt informații. Osul este făcut din aluat de pizza. Dar ce face? Îți comandă prăjitură? Și dacă nu cumva pizza odată a umblat pe pământ, înseamnă că cineva a făcut o farsă foarte elaborată. E adevărat ce se spune despre dumneavoastră? Larkin, trebuia să mă gândesc că era una dintre farsele tale. Ne-ai făcut să pierdem 10.000 de dolari. Doamnelor și domnilor jurnaliști, da, se pare că suntem victimele unei decepții nemaipomenite. Dar e drăguț să vezi din nou dinozauri pe prima pagina ziarelor. Și e și mai bine să vezi că, în sfârșit, presa acordă atenția pe care o merită Institutul meu de Paleontologie, da. Aș vrea să știu a cui este mintea genială care a pus toate astea la cale. Am crezut că ar fi minunat să implicăm copiii în minunata lume a științei. Așa că eu l-am rugat pe tânărul Larkin să facă un plan. O idee ingenioasă, domnule de Rosam,
Așa stând lucrurile, încă sunt pregătit să ofer cei 10.000 de dolari departamentului de științe de la școala East Geekle. Cred că asta mă face un erou și nu un zero. Unele lucruri merg foarte bine. Domnul Hutchins mi-a spus că o să mărească nota la 9 la arheologie. Iar domnul de Rosa se pare că mișcarea rap dance l-a pus în cu totul și cu totul altă lumină. Cine ar fi crezut? Iar peste toate astea, Lori m-a rugat să facem proiectul împreună. Dar nu totul a ieșit așa de bine totuși. Revista păpușilor și jurnalul de balet, Larkin? Știm că tu ai fost, pentru că Lori a uitat în autobuz revista ta Salvați puii de balene. Odată și odată tot o să te dai jos. Poate că ar fi bine să rămân aici. Cu Lick și Lick în starea asta, cred că o să fiu eliminat ca bătrânul T-Rex aici de față, prieteni.